Salutare, oameni buni, și bine am găsit aici la un nou episod cu Robert. Salut! La micul nostru episod de tuning, mai exact. Robert știe că o să intru să repar mașina, așa că s-a gândit să îmi coafeze mașina. Un pic așa. Da, nu, are tracțiune spate, vezi? Ce? Are tracțiunea pe spate, nu pe față. Au băgat această dubă, cică, la tuning, pentru că mai era una și s-au gândit să mai bage una. Geamurile după partea mea, toate, nu sunt sparte. După partea ta sunt sparte toate. Pe partea ta. De partea mea, partea șofiului. Partea ta doar partea de asta de la... Nu e spartă la mine, e întreg. E ciuruit un pic. E mai trageat. Stai să nu te nimeri pe tine. Mai nimeri, dar acum s-a spart. Și alea două din spate la fel. Acum s-a spart. Gata, sunt toate. Ce super mișto, nu? Hai, Benny, spargem și farurile. Sperăm că aia a făcut-o terci. Robert acolo calm în spate. 660 de dolari să o repar. Upgrade. Mă costă 330 de mii de dolari. Nu e rău, dar... Lel. Arată ridicol. Cum arată în spate acolo, ridicol. Uite, are subwoofer cu pompe de aia deja, interesant. Deci, să începem. Armură. Auzi, mașina e cam sângerată. Cum? Mi arată că mâna de alta ta e plină de sânge. Păi am mânuși pe ele, sunt mânuși negre, nu... Cu inserții roșii, nu... Nu cred că am sânge. Frânele am pus, motor. Deci ăsta e stocul, da? Da. Asta o să punem așa, air filters. Astea, nu? Astea sunt stocul surprinzător. Vezi? Da. Și astea câteodată plătești pentru ele ca să le ai. Și acum l-am pus stoc. Hai să le punem pase, să nu spunem că n-am turnat nimic ale ele. Știi unde e accelerația la asta? Sunt 1, 2, 3, 4, sunt 5 bări. E 2 bări și un sfert, în condițiile care am băgat motorul deja. N-am pus turbo. Îi vede steaua ei. Exhaust. Am decât una singură, astea. Dual Titanium Exhaust. Doar. Care dezamăgitor. Grila de față am decât una. Cică bling grill. Pe bune. Horn. Loop. Al doilea. Da, mă, dar că dacă vrei să ții familia la o plimbare, ai dubită. Interior. Trim design. Îmi pune boxe aici în față, tu vezi? Și la tine în spate? Da, ți-a pus și la tine. Îmi pune fix aici la bol unde ar trebui să fie un display cu un radio. Bine, radio se vede, nu se vede display. Am 1, 2, 3, 4, am 4 boxe de-astea mici. OMG! Băi, ești nebun. Mi-a pus Dita display-ul, e o tipă care dansează. Și o boxă fix în dreapta ta, unde ar trebui să-ți iasă gen aerul condiționat. E o boxă imens. Pe bune? Da. Și am găsit și un bug. Unde scrie Primary Color Extreme Dashboard. La D se suprapune scrisul cu dolarul. Știi? E overwrite text. Nu, încă nu. Culori. La culori îmi schimbă portiele și scaunele. Te rog și urechi. Ăsta? Am unul cu mult urechi. Da, mă dau și pe mine altul. Nu știu ce culoare să fac. Asta, albastru. Albastru? Da, că se vede că mi-a săturat. Midnight Blue? Ăsta? Da. Stai să ne mai uităm. Ăsta? Midnight Blue. Yeah. Midnight Blue? Midnight Purple. Ăsta. Midnight Purple? Ăsta nu. Ăsta zici tu? Ăsta. E Midnight Purple ăsta. Ce că e purple? E purple. Albastru închis rău de tot. Tu ce ai zis? Midnight Blue? Da. Yeah. Stai să-l găsesc. Yellow. Dark green, lime, midnight blue ăsta e, dar e prea închis, mult prea închis, e aproape negru. Galaxy blue e prea șters, dark blue ăsta, nu? Cel mai potrivit. Ei mi-a pus și un telefon în față. Pe bune? Da, jos, acolo unde sunt... Unde e schimbătorul de viteză acolo? Da. O să ies, să mă uit când termin. Să-mi pun ornamentul aici. Grim the Reaper, bobblehead, îl pun pe Grim the Reaper la asta, că mi se pare comic. Dashboard.
3 racer negativ. Asta se potrivește. Feeling lucky, doors. A, oh, vezi? Cum? Mamă. OMFG. Doamne. Una, două. Stai, nu trebuie să le număr. Deci 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Dintre care 2, 4, 6. Din care 8 sunt Twitter-e și restul sunt boxe. Bă, tu vezi cum arată? Da. Uite, știi ce-i comic? Primul, știi că po, men's door, gen purs men door, știi că e pe scurtat. Și îți dă două boxe, după aia îți dă 3, după aia îți dă 5. Știi că pe aia Audiofield Doors și Extreme Doors. Cred că sunt, da, sunt curios dacă și alea de la tine din spate se schimbă. Scaune. Nu, nu s-au modificat alea de la mine din spate. Da, văd. Am uitat acum. Eu pot să întorc capul înăuntru, apropo. Pot să-mi uit așa și prin. Vezi scaunele? Da. Astea. Custom leather seats 6200. Steering wheels. Nu merge niciunul. Hai că nu mă încânte. Aia să pun pe ăsta cu deco. Aici punem microfonul. Mi-a intrat centrifuga la mașină, auzi? S-audă centrifuga de la mașina de spălat? Nu. Eu încă o aud. Așa. Neonul din spate, vezi? Până la cu Benny? Benny, da. Ca să-l respectăm așa, pentru el. Culoarea de la bord. A, nu, nu, nu. Ce, schimbă și neonele cumva? Nu. Dar ce? Dă-i în jos un pic. Sunt la blue în jos. Da. Ăsta. Ăsta e light blue. Ăsta da. Zici tu? Da. Dar ce mai schimbat? N-am mai schimbat nimic. Dar vedeai tu că se schimbă? Nu, văzusem la light blue și eram gen ge merge. Așa, lights, headlights, neoane, neon layout asta. Așa, backlight. Livery. Ah, aici tu nu prea vezi de obicei, nu? Deci ăsta, ăsta, nu, nu, interesant, exagerat, verde de canal, lol, vezi? Vezi ceva? Văd flăcările. Da, Blaze of Glory, cică Die Hard. Și stai, nu înțeleg de ce e Die Hard. Văd ceva pe, e culoarea neagră și nu se vede bine. E un fel de vopsea și tarsă, nu știu, văd niște chestii pe capotă. Eu nu văd. Stai să schimb culoarea. Plates. Ăsta cu flăcări, Vanity LS Panic, mi se pare comic și e mov. Ăsta și ăsta cu numele meu. Respray Primary. Primary Metallic. Arată bine gri. Mamă cum e roșu ăsta. Nu, știi ce arată bine ăsta odată? Da. Deci Wine Red sau ăsta se potrivește cu albastru. N-am mai făcut o mașină. N-am mai făcut așa și parcă n-aș mai face. Aș face ceva extravagant. Am făcut una de aur, una de albastră. Wine Red-ul ăla, nu? Parcă e cel mai... Ăla, nu, purpriu ăla, ce era. Ăsta? Ăsta. Da, nu-i rău. Midnight Purple. Odată. Secondary color, ce schimbă? Culoare la scaune. Vreau să fie roșii. Nu? Scaune roșii? E albastru cu fundal roșu. A. Da, stai să-l găsesc. Calam set sau? Galben? Port yellow, pardon. Tu vezi? Nu, nu. Nu vezi? Nu văd. Asta orange. Mi se pare interesant. Trim color. Poți schimb culoarea la... A, nu, asta schimbă tot interiorul. Nu. Asta așa, roof. Lol, vezi? Pentru asta plătesc 1600 de dolari. Bunele, că salvează viața. Da, salvează viața ca să... Spoiler! Mamă, ce spoiler. E atât de badass încât... Transmisia... Mi-a mai crescut accelerația cu 2%. Port bagaj. Ești pregătit? Da. Level 1. Ok. Level 2. Da. Level 3. Da. Slab. Level 4. Interesant. Și mai interesant. Mai are? OBC. Ăsta e ultimul. Pune-mi. Mi-aduce aminte de Need for Speed Underground 2 când puneai chestiile astea pe ele, știi? Și nu te ajută la absolut nimic. Da.
Arată interesant, uite cât a peretele. Turbo! Mi-am mărit accelerația cu... Îmi lipsește o liniuță și 10% din accelerație. 30.000. Wheels, Windows, Dark Smoke... Wheels, Type, Benny. Nu merge de aur pe asta. Nu merge. Așa? Așa, da. Merge, nu? Mm-hmm. Așa, wheel color... La fel în schimbă ăla. A, pun un roșu de ăsta? Ne arată simpatic, nici când buton. Gen, press the red button, see what happens. Astea? Da. Albastru mov cu roșu, se potrivește un pic. Enhancements, bulletproof tires, tire smoke... Purple tire smoke? Și am zis că mai trebuie să schimb... Am schimbat cu livery eu. Uite, die hard. Tot nu se vede. Da, e de așa puțin... Știi că e chestia că dacă te uiți foarte de aproape, uite, din unghiul ăsta, cred că trebuie să o fac albă. E pe capotă, se văd niște fețe, se văd niște design-uri. Cred că în lumină se vede mai bine. Eu zic că e de la culoare. Ia stai. Lights, livery, respray, primary, classic, frost white. Sunt curios, n-am... Uite-l, mă. Bă, ești nebun. Cu capete de mors, cu de-astea. Dar parcă nu. Nu e rău. Nu? Dar parcă nu-i genul tău. Da, nu, dar nici nu se potrivește așa cu mașina, că dai har pe mine. Ăsta, nu. O să-l pun pe ăsta. Classic pinstripe. Asta, și o să pun culoarea aia înapoi. E purpuriu? Da. Da, aici e cel mai... livery. Trecut de el. Aici. Nu livery. Respray. Primary. Metallic. Nu știu dacă am trecut de el. Era la dark... purple. Midnight purple ăsta. Uite, se potrivește, vezi? Da. Arată interesant. Și cred că am terminat-o de detonat. Nu am uitat nimic. Am terminat. Ia să vedem. Ah, plouă. Lol. Te-ai văzut? Ai căzut? Nu. Mi-a arătat că te-ai clătinat ca și mai fi vrut să cazi. S-a pus ușa din aia glisantă. De. Ia. Are ceva putere acum. Trage și ea. Ia. Hop. Na, dar n-are putere să sare, e prea grea. Yeah. Toing, toing. Boing. Pentru că n-au pus tuning de rău la bara de față și bara de spate, de cât au pus o grilă de crom, e cam dezamăgitor, sincer. Dar, între timp, hai să deschidem toate ușile. Remote functions on. I'll be back. On. Tu să-ți iei mașină? Ia. Bă, motorul arată ok. Interiorul e exagerat. Plin de boxe. Seamănă cu Dubaia care era și înainte, știi? Nu e rău. Dar nici și cutiuța aia de nos dintre boxe din spate. Hai să rău de tot. Ia, să ne urcăm și din spate. Dar nu trebuie să închizi ușa. Deci, m-am urcat în mașină, într-adevăr văd și-o telefonul, dar nu pot să las capul suficient de mult în jos ca să văd boxele, știi? Ceea ce mi se pare stupid. Și ghiși ce mi-a închis ușa. Interesant. Lol, m-am speriat și speriat. Eram în first person și nu te-am văzut. vehicle doors non. Mi-mi place ușa aia, știi cum se toc. Stai. Că vreau să le deschid pe toate. Să mă uit cu... Să mă uit din first person. Ia vreau că zichide ușa aia. Așa. Vreau să mă uit cu sniper un pic la... Aici am trei scaune, sunt curios cum a făcut-o. Mamă, trei boxe cu... Măi, dar câte boxe are? Te-ai venit cu mașina la Trevor, mă? Cu cornițe. Da. Măi,
nu era mașina, știi? Dar ai văzut aici în spate că... Ce am văzut, am văzut. Ai văzut cutiuța asta de nos? Da. E simpatică. Să-ți bube cauciucurile. Nu să-mi bube cauciucurile, că sunt din noapte. Pariu. Nu știa e? Haha. Da, aparent merge să... Da, uite, mă, nu închide ușa pe partea aia. S-a închis. S-a închis? Da. Ești fericit? Mă, n-arată rău mașina, dar nu pot să zic că a meritat bani așa mult. Adică e limitată la tuning. Și asta să țopăi cu ea, nu știu, nu... Asta parcă e mașina lui mami și a lui tati care îți duce copilul la școală. De ce ai vrea să o tunezi pe asta în halul ăsta? În afară de boxele alea care într-adevăr arată ridicol, atât. La top speed, meh. Evident. Ia și cu roze ridicate, se răstoarnă sau nu se răstoarnă? Facem aici un stânga. Și... Se ține, n-ai niciun stres. Vezi cât de greu accelerează? Papa. Te prind. Și așa, așa, așa. Nu mă prind. Stai în spatele tău. Mamă, dar ce viteză e chestiuța aia. Și asta ce care accelerația la... Pf, 75% ceva în genul. Nu, m-am uitat la top speed. Top speed nu cred că are mașina asta. Dar are de toate, în rest. Are boxe cu de toate. Hai să fac și la asta o poză. Uite aici că e lumină. Să nu spargi geam. Mașina cu corniță. Mașina cu corniță. Nu ți-ai pus ursulețul ăla în față, de ce? Nu. La mașina lui asta, lui Trevor, la tuning, poți să-i pui un ursuleț în față lipit de grilaj și arată foarte ridicol. Gata? Hai că... Rămâi așa. Gata. Bun. Ma, nu știu ce să zic. Ce părere de mașinile care le-am turnat până acum? Ma, singurul lucru la care sunt bune e doar design-ul, atâta. Da, adică performanța nu-i cine știe ce. Da, aspectul vizual, dar dintre toate care ți-a plăcut mai mult, în afară de Dubsta, care... E... Cred că e cea mai ok. Niciuna, sincer. Da, nici eu nu pot să zic că mă încântă. Poate aia prima, care nu... Virgo-ul? Da. Virgo-ul ăla, dar parcă ăla e și cel mai reușit, portocaliu cu ăla și așa mai departe, ca design per total. Bun. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut micul tuning de la mașină. O să mai fac video-uri de-astea, când mai apare câte o mașină asta nouă, o să fac decât un video special de tuning, așa mai scurt. Până data următoare, la revedere și... No. Dar nu pot să-ți fac? Nu pot să fac duș când ai cu armă. No. Dar tu nu mori odată. No. Am avut armă. La revedere.